Pace, bună seara tuturor. Mulțumesc Domnului că sunt împreună cu dumneavoastră. Mulțumesc fraților care mi-au făcut invitația de a veni să vă slujesc. Vă aduc salutări din multe părți, din țară, din diasporă. Cuvântul diasporă, știți, înseamnă, e un cuvânt grecesc și înseamnă împrăștiere, împrăștiați. Vă aduc salutări de la toți românii împrăștiați. Și la propriu, și la figură. Funcționează microfonul să fie la autorita. De asemenea, salutări din partea colegilor profesori, deci de la București, deși sunt timișorean acum. Pare rău că soția mea n-a putut să mă însoțească, întrucât sunt plecat deja de aproape 10 zile de acasă cu lucrări, lucrările Domnului. Avem un subiect în față extrem de pretențios. Cine oare se califică să vorbească despre familie? Nu știu să existe o familie perfectă, nu știu să existe cuplu perfect, relații perfecte. Într-un anume sens este normal, pentru că viața de familie e o evoluție. Acum, întâi am un cuvânt pentru cei mai tineri care se gândesc în continuare să întemeieze o familie și bine fac. Noi încurajăm întemeierea de familie în, așa cum Domnul ne cere. Dacă puteți să-mi asigurați liniște, să mă pot concentra, v-aș mulțumi. Să nu aveți impresia că copiii vor avea atâta răbdare. Ce a să spun și pentru că am mulți copii și am acum mulți nepoți. Da. Uite, el e de acord. Există niște mituri legate de căsnicie, fetelor, băieților. Vreau să le distrug. Ce este un mit? În general, un mit este o idee sau un ideal care e bazat pe o parte de adevăr, care de obicei prezintă o imagine distorsionată a realității. Și unii mitizează căsnicia. Deci rolul meu este să vă aduc picioarele pe pământ. De exemplu, se crede că fericirea depinde de căsătorie. Dacă da, atunci de ce sunt atâtea divorțuri? Când un nefericit se căsătorește cu un alt nefericit, rezultă doi nefericiți. Practic, multiplici nefericirea. Fericirea, Biblia spune că nu depinde de faptul că ești sau nu căsătorit, ci depinde de frica de Domnul. Atunci devii înțelept. Atunci îți rânduiești corect viața. Dar este un mit. Asta nu înseamnă că nu poți fi fericit în relația de familie. În al doilea rând, sunt unii care cred că exprimarea sexuală se va rezolva prin căsnicie, prin căsătorie. Unii chiar au această încredere sau convingere că dețin dreptul asupra trupului celuilalt. Dar să știți că aceasta nu înseamnă asigurarea intimității adevărate. Un al treilea mit este că siguranța financiară asigură stabilitatea unei căsnicii.
E adevărat că cele mai multe motive pentru divorț astăzi vin din zona financiară. Dar banii nu aduc fericire. Vă rog să nu începeți să cântați. Banii nu pot cumpăra fericirea. Dar nici să aștepți să întemeiezi o familie până când ai suficienți bani nu este o soluție. Pentru că asta înseamnă să te încrezi în lucruri și nu în Dumnezeu. Un alt mit, al patrulea, este că dacă vei apela la un consilier marital, căsătoria ta va fi bună. Orice consilier are limitele lui. Pentru că fiecare familie va fi diferită, cu probleme diferite. Consilierea are parțial acoperire și justificare. Și mai există încă un mit, că dacă cei doi se dăruiesc reciproc, în spirit creștin, să zicem, aceasta garantează stabilitatea maritală. Dăruirea reciprocă este esențială, într-adevăr, relației. Însă nici ea măcar nu poate garanta stabilitatea. Pentru că cei doi, cuplul, e într-un proces de creștere cu zmucituri, cu eșecuri, cu suspiciuni. Așadar, fetelor, băieților, distrugem aceste mituri. Eu cred altceva. Din experiența personală, din experiența pastorală, că secretul stă în altă parte. Nu stă neapărat în relații intime, în bani, în consiliere. Astăzi vreau să arăt că un secret stă în priorități, în relații. Prioritățile relației. Hai să punem mai compact. Dacă știi să faci ordine în relație, să pui lucrurile la locul lor și să verifici mereu această ordine a priorităților relației, vei avea o căsnicie echilibrată, cel puțin. De aceea astăzi ne ocupăm mai mult de partea aceasta. Și am ales astăzi patru domenii în care aș vrea să intrăm, să ne verificăm prioritățile în relație. Ce înseamnă prioritatea? Înseamnă precedent, înseamnă să dai ceva, să dai întâietate la ceva decât la altceva. În termenii biblici, să cauți mai întâi, mai mult. Ne construim viitor, să știți, în jurul promisiunilor pe care ni le-am făcut. Când ne-am căsătorit, cei care sunteți căsătoriți, vă mai amintiți ce ați spus în legământ? Foarte puțin dintre cei care s-au căsătorit se mai întorc la legământul pe care l-au făcut în fața lui Dumnezeu, la altar, nu? Fața poporului, unul celuilalt. Dar acolo am promis foarte multe. Și a fost promisiune publică. Dacă am revizuit aceste promisiuni, ar fi bine de noi. Dar noi nu o facem. Acolo am vedea că ne-am amintit că am promis să ne dăruim unul celuilalt. Să
până la moarte. Deci, e o relație care nu mai poate fi pusă la îndoială. Și asta unii nu prea o fac. După un timp cedează. În diverse domenii. Mi-am permis odată să mă gândesc dacă aș putea să descriu stadiile într-o căsnicie. Și acum am să vă spun așa, mai poate umoristic în anumite părți, cam câte stadii sunt într-o viață de familie. Se spune că în primii 2 ani de zile, dragostea este idealistă. E zona idealismului. Da? E perioada aceea iubirii romantice, când îl accepți pe celălalt mai ușor, când și dacă îi vezi anumite fisuri, te gândești că vor trece, că timpul le va rezolva pe toate, le va ajusta. Ți se pare că totul are sens. Da? În general, în perioada aceasta, încă există gelozie. Gelozie curată. Protecția pentru celălalt. În perioada asta de primii 2 ani, e așa o zonă mai oarbă. Nu vezi foarte mult. Dar trec și cei 2 ani trec repede. Idealismul se transformă în realism. Și vine a doua perioadă, între 3 ani și 10 ani. Aceasta e perioada dragostei realiste, cum spuneam, în care descoperi tot mai multe despre caracterul fundamental al celuilalt. Dar observ, de exemplu, că seamănă tot mai mult cu părinții lui. Sau cu părinții. Anumite apucături. Anumite obiceiuri. Unele sunt drăguțe, altele nici de cum. Și te gândești, oare voi rezista să o văd pe soacră în ea? Pe socru în el? Dar după, în perioada aceasta de 30 ani de la căsnicie, încep să apară cu adevărat greutățile casei. De exemplu, apar dispute legate de carieră. Ea, el au studii, fiecare a avut un vis, dar apar copii. Apar pretențiile celuilalt să stea mai mult acasă. Să nu se plimbe atât. Să aducă toți banii acasă. Și aceste greutăți îi fac pe cei doi să lupte, dar e posibil o perioadă să lupte fiecare pentru el. Dacă apare un copil, doi, lucrurile sigur se schimbă, prioritățile încep să fie altele. Însă sunt și primele teste cu adevărat ale vieții. Pentru că ai prieteni noi, ai perioade grele, pericolele acestei vârste. Să știți că în această perioadă apar cele mai multe divorțuri. Sau semne ale divorțului. De aceea, cei care divorțează în zona aceasta, știți la ce apelează. Nepotrivire de caracter. Pentru că, într-adevăr, și-a dat seama că nu e ceea ce au sperat. Dar unii merg înainte. Merg înainte pe principiul treaba ta e să-L iubești, iar al lui Dumnezeu să-L schimbe. Și ei în brațe motorul ăsta, merge. Dar sunt și cupluri aici în care se solidifică, se întărește relația,
în care cei doi strâng rândurile, fac proiecte împreună, implică copiii, toți pe toți, își protejează foarte bine casa, comunică bine. Și dacă trec de perioada aceasta, de primii, acești 10 ani, aia zice că, gata, totul e bine. Dar vine a treia perioadă. Să zicem că este zona sau perioada dragostei confortabile. Între 11 sau 10 ani și 25 de ani de căsnicie. Perioada cea mai lungă. Perioada în care trec crizele tinereții și încep crizele maturității. Îți dai seama că nu e altă soluție decât să lupți pentru familia ta. Te uiți mai mult la celălalt. Poate găsești ceva bun în el. Da? Sau poate descoperi calități noi pe care nu le-ai văzut în tinerețe. În prima fază, idealistă. Sau realistă. Și când lucrați împreună, când luptați împreună, rămâneți împreună. Înțelegi tot mai mult. Ce bine că nu sunt singur. Ce bine că am pe cineva lângă mine. Dar, evident, în zona aceasta apar și semnele bătrâneții. Te bucuri de prezența celuilalt tot mai mult. Îți faci timp mai mult pentru familie. Ești mai așezat. Aventurile imaginare sau reale sunt tot mai rare. Prețuiești familia. Și vine a patra etapă. Perioada sau etapa dragostei mature. Unii nu cred în ea. Dar există. După 25 de ani de căsnicie, până la 35 de ani de căsnicie, e perioada aproape, aș spune, a redescoperirilor. Da? Că pruncii pleacă de acasă și rămâneți numai voi doi. Ah! Vin și nepoții. Și în jurul lor redescoperi frumusețea inocenței. Parcă te purifici lângă ei. Te joci cu ei. Ți-au trecut poftele. Dar pleci mai des la băi. Cei doi se acoperă unul pe altul când ies în public. Sunt foarte drăguți. Da. Dar apar ridurile. Ea se machiază tot mai strident. El nici nu încearcă. Viața începe să fie caldă. Te bucuri tot mai mult de partener. Da. Ții tot mai mult la el. Nu știi de ce. Nici n-ai idei. Parcă ai vrea să stai mai mult cu el. Te sperie viața tot mai des. Te uiți înapoi tot mai des. Și apreciezi ce n-ai văzut bun până atunci la celălalt. Și îi spui: dragul meu, draga mea, îmi pare rău că nu am văzut mai multe lucruri frumoase și bune la tine. Și asta se repete. E dragostea matură. Eu am văzut astfel de cupluri minunate. Aproape le invidiez. Și nu-ți explici. Cum de se mai iubesc? Dar, de fapt, au ajuns la maturitate. Oh, să nu credeți că am terminat. Că unii un timp și trec și de 35 de ani de căsnicie. Și ajung la așa numita cincea fază, dragostea contemplativă. E un fel de dragoste. Da. Dar în zona
contemplări. E totală. E cea mai bună. Pentru că cei doi realizează că se mai au numai unul pe celălalt. Copiii au plecat de acasă și zilnic cei doi se întreabă de ce nu mai sună copiii. Dar avem și noi telefon, smartphone. Se uită pe poze mai des. Dar se au numai unul pe celălalt. Dacă anunți venirea, te așteaptă de dimineață de la 6. Și îți dă telefon, unde ești? Și copilul spune, ți-am spus că numai la 6 seara vin. Și când vii, când te vede, tu ești căsătorit cu nepoți, cu copii, nu? Și îți spune, ai grijă, prunc meu, cu cine te însori. A uitat că ești însorat. A uitat. Se uită altfel la tine. Asta mi-aduce aminte de o anecdotă drăguță, în care se spune că după terminarea liceului, colegii au hotărât să se întâlnească periodic. Să se întâlnească. Ce mai va? Cum o duc în viață? Și au hotărât să se vadă după 10 ani. Unde să ne întâlnim? Își dau telefoane unii la alții. Și hotărăsc să se întâlnească la un resort din asta, undeva frumos afară, să îi zicem că se numește Mountain View. Nu știu, perspectiva muntelui, vederea muntelui. Acolo au restaurant, au saună, au bazin de not. Și unde ne vedem? Ne vedem la Mountain View. De ce? Sunt chelneri drăguți, chelnerițe drăguțe, în bazin de not. Ce întâlnesc? După încă 15 ani, să ne revedem. Unde să ne vedem? Hai să mergem tot acolo. Că acolo au mâncare bună. Și s-au văzut acolo. După alți încă 10 ani, unde să ne vedem? Păi ne vedem la Mountain View. Pentru că acolo așa frumoasă priveliște este. După încă vreo 15 ani, își dau telefonul unii la alții și se întreabă unde să ne vedem. Și unul zice, auzi, hai să ne vedem la Mountain View, că acolo n-am fost niciodată. Cam așa se descriu fază. La drăguț. Cine știe și noi să ajungem așa? O să vin odată și o să zic, v-am mai vorbit din textul ăsta. Da. Cam așa este la dragostea contemplată. Le-ați reținut puțin așa sau? Să știți ce vă așteaptă. Asta e partea mai frumoasă. Are și elemente triste, dar îți arată normalitate. Vedeți, nu e ideal. Există un traseu ideal în căsnicie. Cu toate acestea, există priorități. Și trebuie să avem grijă de priorități. În Biblie este relatat un caz al unui tată, pe nume Eli. În 1 Samuel, capitolul 3, 4. Eli acesta era mare preot. Sluja la templu, avea doi băieți. Băieții lui erau niște prăpădiți. Tot preoți. Și ei, în aparență, o familie de succes. Dar fiul Eli erau hoți și imorali. Luau cei mai buni de la popor, trăiau cu femeile, chiar în zona templului. Și Eli este judecat de Dumnezeu. Motivul eșecului pe care l-a avut acest cap de familie a fost
că eram mai preocupat de profesie decât de familie. Dumnezeu îl judecă pentru că spune, știai ce fac pruncii tăi și n-ai intervenit. În primul rând mă adresez capilor de familie, prioritățile și revizuirea lor în familie, de voi de bine. E datoria unui cap de familie. Sigur, amândoi, soț, soție și copii, răspund. Trebuie să lucreze împreună. Dar unul are responsabilități mai mari în ochii lui Dumnezeu. Am citit în Reader Digest, un fel de magazin din acesta, cu diverse întâmplări, că cu mai mulți ani în urmă, un avion al companiei Continental, zborul 1713, s-a prăbușit. Avionul avea 77 de oameni la bord. Avea un pilot și un mai în vârstă și un copilot mai tânăr, doar de 26 de ani. După prăbușire, s-a găsit cutia neagră a avionului și au aflat ce s-a întâmplat. Erau condiții climaterice grele, într-adevăr, dar conversațiile pe care le-au ascultat cei care au cercetat acest accident au fost uluitoare. În ultimele 30 de minute, ei au auzit discuții între piloți și stewardese care erau numai cu tentă sexuală. Ca doi adolescenți în tabără, cei doi piloți se ocupau doar de glume, de aluzii. La câteva secunde de la decolare, avionul s-a prăbușit și au murit 28 de oameni, incluzându-i pe cei doi piloți. Și au descoperit că cel mai tânăr, copilotul, pentru că era neexperimentat, superficial, nu și-a înțeles rolul, că răspunde de viața a zeci de oameni. Și a primit un rol de responsabilitate, de autoritate prea mare pentru el. A uitat să verifice aripile avionului. Pe aripi s-a depus gheață, aceasta a dezechilibrat avionul și s-a prăbușit. Ilustrația aceasta mie îmi spune așa. Căsătoria e ca zbor, nu-i avion. Soțul și soția stau în față ca pilotul și copilotul. În spatele lor sunt copiii, părinții, rudeniile, prietenii, membrii bisericii, colegii, în cargo ai o mașină, mobilă, lucruri. În aeronava familiei, tatăl este capitan. Așa a decis Dumnezeu. Copilotul, soția, dar responsabilitatea cade. E așa. De pilot. Să știți că de aceea se prăbușesc anumite familii. Pentru că cei care le conduc nu își înțeleg rolul și nu cunosc prioritățile familiei. Un profesor de la o facultate din Statele Unite, Dr. Nick Stinn, a făcut un studiu special pe 3.000 de familii și a căutat să afle care este secretul familiilor care merg bine, care funcționează, care sunt fericite. Și eu am să vă dau cele 6 secrete, concluzia acestui studiu. Și vom face o scurtă analiză.
secretul unei familii fericite a rezultat din acest sondaj pe primul loc. Primul secret. Erau dăruiți familiei. Dăruiți familiei. Credeau în familie. Niciodată n-au vorbit despre posibilitatea separării. Credeau că familia este o instituție dată de Creator. Convingerea aceasta a fost numărul 1. 2. Au petrecut timp împreună, în fiecare săptămână, timp special, împreună. 3. Au avut o comunicare bună, dialogică. 4. Și-au exprimat des aprecierea unul față de celălalt. 5. Au avut planuri spirituale împreună. 6. Au știut să-și rezolve crizele în relație. Acum, veți spune, sunt chestiuni aproape normale, ușor de dedus. S-ar putea aici să fie problema unora. Tocmai pentru că e așa de clar ce este de făcut și așa de simplu să nu mai verifici, să zici, funcționează, e normal. Ca tată, ca și cap de familie, am avut eșecuri în viață. Nu știu dacă am să le menționez astăzi, dar am eșuat în acele domenii în care credeam că am control. Că lucrurile trebuie să meargă bine. Da. E o păcăleală. Când crezi că toate lucrurile merg bine acasă și nu le verifici. Când zici copiii tăi, sunt cuminți. Sunt cuminți, se culcă la timp. Mănâncă bine. Foarte bine. Ești la școală. Și rutina aceasta te poate păcăli. Pentru că sunt tineri care știu această rutină. Se ascund după ea. Am avut situații cu copiii mei în care nu dădeau niciun semn că ar face ceva nepotrivit. Dar făceau când închideau becul. Când intrau pe internet. Dialogau, conversau cu cine nu trebuia. În aparență totul era bine. Și dacă nu stai de vorbă cu ei, dacă nu ai interacțiune spirituală, să-i simți ca părinte, s-ar putea să fie prea târziu. Când sunt semnele deja a unei crize, a unei probleme. De aceea am spus că trebuie să rezolvăm această problema priorităților. Vreau întâi să vă conving cât de important este să vă opriți, să vă verificați prioritățile în familie. Am citit ceva drăguț cândva și mi-am notat o ilustrație despre niște misionari creștini care s-au dus în Africa și au angajat niște săteni ca să-i ajute la bagaje. Și au pornit la drum și în prima zi sătenii, aceștia oameni foarte simpli, se mișcau foarte încet. Și misionarii, cum ei sunt cu entuziasm, i-au grăbit. Le-au cerut să meargă mai repede. Și oamenii au ascultat. Și în a treia zi au străbătut o cale dublă decât și-au propus. Și seara misionarii se felicitau cât de bun lider sunt ei.
cât de bun motivator sunt ei. În a patra zi, însă, dimineața, când se pornească ajutoarele lor, nici nu s-au ridicat. Nu s-au urmit din loc. N-au vrut. Și i-au întrebat, ce s-a întâmplat? Azi nu putem merge mai departe, au zis ei. Dar de ce? Păi arătați odihniți. Da, au spus ei, dar am mers așa de repede ieri, că trebuie să așteptăm aici ca să ne ajungă sufletele din urmă. Dar mi-a plăcut ilustrația, știți de ce? Pentru că asta e cu noi, mai ales într-un oraș ca al vostru. Da? Ne grăbim, ne grăbim. Mergem așa de repede că nu ne luăm sufletele cu noi. Sufletele nu pot ține pasul cu viteza impusă de viața, de ritmul acestei vieți. Pentru că sufletele au ritmul lor. Familia are nevoie de timp. Soția are nevoie de tine, soțul are nevoie de tine. Nu-i nicio scuză să spui, asta e viața, asta e ritmul vieții. Poate că unii ar trebui să memorați următoarea afirmație pe care pe mine m-a ajutat. Oamenii grăbiți nu pot iubi. Pentru iubire trebuie să stai. Trebuie să petrești timp, să-l asculți pe celălalt. Oamenii grăbiți însă nu pot iubi. Au doar impresie. Au probabil emoții și atâta tot. De aceea ne oprim, facem o analiză astăzi în mijlocul Bucureștiului, să vedem cam pe unde ne sunt sufletele. Patru domenii pe care aș vrea să le abordez. Patru zone în viața de familie unde să-ți verifici prioritățile. Primul domeniu este domeniul fizic. Domeniul trupesc. Poate vă surprinde că încep cu el. Dar verifică-ți prioritățile în domeniul trupului. Mă refer aici, desigur, la modul în care te raportezi la trupul tău. În familie, cei doi, depinde și de vârstă, sigur, au legături trupești. Dacă nu veghezi asupra lor, s-ar putea ca acolo să fie motivul, problema separării și duhovnice spirituale și apoi, Doamne ferește, și sociale. Neglijența, neatenția, lipsa de respect pentru celălalt. Te-ai căsătorit, așa, în fugă. Îl saluți pe celălalt. Eu am observat acest lucru la anumite cupluri. Nu mi-a plăcut. Am stat odată mult timp împreună cu soția la o conferință cu o familie. Trei zile. Niciodată nu i-am văzut că se țin de mână. Că se salută când celălalt a dispărut câteva ore. Nu i-am văzut niciodată că se îmbrățișează la venire, la plecare. Cine știe ce teologie o fi avut, dar... E oricum defectă. Cum se poate să stai lângă celălalt și să nu-ți pese de el ca trup. Toți avem nevoie de atingeri, de îmbrățișări, de mângâieri. Și nu numai cei doi. Am introdus în familie, eu aveam 6 copii atunci, mărunței tot, și puneam la masă, am avut o regulă în familie. O masă pe zi. O luăm împreună toți. Și
Și am hotărât că aici de seară, pentru că unii copii erau la școală după masă și eu mai lucram și masă pe zi, atât cât s-a putut, am luat-o împreună mulți ani. Și la masă le-am cerut la toți să se țină de mână. Toți ne țineam de mână să ne rugăm. După aceea am plusat. Și am zis, acum, după un timp, când terminăm rugăciunea, ne pupăm unul cu celălalt. Oh! Să-i vedeți pe preadolescenți. În perioada în care să nu se atingă nimeni de ei. Nu suportă, dar mai ales sora sau... Oh! Își dădeau fotul. Se mimau că se pupă drăguți, dar i-a publicat până nu vedeau că se ating. Nu-i lăsam. Să se îmbrățișeze, să aibă contact acesta fizic în familie, care e foarte important. În altă parte, nu poți să-l ai. Așa cum îl ai în familie. Și asta arată o teologie completă. Pentru că tu nu ești doar spirit. Ești trup și spirit. Ești o entitate. Și astea funcționează împreună. Asta înseamnă să ai grijă în familia ta. De partea trupească. Să ai grijă cum îți îngrijești trupul, să fii curat, să te speri la timp, să... din respect. Eu am avut o situație cu mai mulți ani în urmă, în care o tânără soție a venit prin soția mea să-mi spună că trebuie să intervin la soțul ei, că au o problemă. Și în relația lor intimă au o problemă. Ce problemă? Și până la urmă îmi spune foarte greu să vorbesc cu soțul ei pentru că nu se spală pe dinți. Decât rar. Când își amintește. Că sunt din aceștia care așa sunt ocupați de viață. Nici pe dinți n-au timp să se scrie. Dar problema era delicată. Cum să... ce să fac? Mi-am asumat această responsabilitate foarte grea. L-am luat deoparte și am povestit. Am văzut viața puțin și mi-am dat seama că e o zonă neglijată de el, nu pentru că ar intenționa. Ce e stresul zilei? Discret, nu i-am cumpărat perie de dinți. Era o variantă și aceasta, din aia electrică. Ca să nu aibă nici probleme. Dar am stat de vorbă cu el. Da? Și în mod foarte subtil, prietenește, discret, a trebuit să intervin. Veți spune că aceste lucruri sunt minore, dar să știți că într-o relație, aceste detalii uneori arată că ai respect sau nu pentru celălalt. Să te îngrijești. Acum, sigur, pot să vorbesc mai multe despre aceasta, dar aici mi-am notat altceva, mult, mult mai serios. Vorba despre pornografie. Pentru că există cupluri care au divorț spiritual lui. Când ea simte că el nu se mai uită cum s-a uitat la ea, la acea iubire, tandrețe, de care are nevoie. Problema aceasta a internetului e vastă. Am abordat subiectul acesta și pentru tine, dar încă n-am abordat subiectul internetului pentru familie. Merită. Am să mă ocup și de asta. Sper să fiu invitat să țin aceste, să zicem, prelegeri. Puțin se încumetă să abordeze acest subiect foarte, foarte important astăzi. Vă dau un exemplu. În primăvară am fost într-o țară din diasporă,
Și la terminarea unui studiu pentru tineri, a venit la mine o tânără, avea 16 ani. 16 ani. Vrea să vorbească cu mine. Da, ne retragem și spune, uitați care e problema mea. Problema mea este mama mea. Suntem 5 sau 6 copii acasă, eu sunt fiica cea mai mare. Toți ceilalți erau mici. Și totul a funcționat bine, a mers bine, familie fericită, până când mama și-a cumpărat computer. De când are computer, își neglijează datoriile de mamă, stă toată ziua pe internet, pe grupuri de conversații, pe chat-uri. Are grupul ei de surori, de... că nu vă imaginați, nu știu ce, dar spunea fetița aceasta cu lacrimi în ochi că eu, zice, acum trebuie să fac ce făcea ea cândva cu ceilalți frații mei. Și când noi avem o problemă sau mă duc la ea, strigă la noi, se enervează. De ce o deranjez? Pentru că era într-o conversație cu o prietenă. Și lucrul acesta se amplifică. Deja spunea, e aproape un an de zile de când problema era serioasă, devenise foarte serioasă. O ascult, n-am mai întâlnit acest caz. Să-mi spună o fată de 16 ani că mama ei este obsedată, dependentă deja de copilă. În sfârșit, ce să facă? Păi eu, în mica mea naivitate, îi spun, păi, să vorbească cu pastorul bisericii și să îi spune situația. Poate intervine. Ea se uită și râde. Păi zice, tata e pastorul bisericii. Atunci mi-am dat seama de gravitatea problemei. Păi zice, tata a intervenit, a vrut să rezolve, dar nu-l ascultă. Nici pe el. Așa dat citata. Pastor. Problemele acestea, vedeți, sunt foarte serioase pentru că rup relațiile noastre. Și relațiile de contact. Cândva, nu, din priviri, trebuia să se uite mama la mine așa odată în biserică. Înghețam tot. Din sprâncene ne conducea. Asta e performanța părinților. Să conduci copilul din sprâncene. Și a pastorilor, apropo. Dar despre acest subiect altă dată am câteva soluții. Am început cu acest exemplu pentru ca să ajung la ceva foarte serios. Pornografia a devenit un fel de cal troian în casele noastre. Motivele dependenței sunt diverse. Să știți că mulți tineri au mărturisit că și-au permis să se uite la site-uri pornografice datorită libertinajului din familie. În familia auzeau înjurături, vizionau în comun tot felul de filme murdare, au fost neglijați în perioada în care ei creșteau și trupul creștea. Au asistat la conversații fără perdea în familie, între părinți și prieteni, sau între părinți. Sociologii spun aceasta. Aici stă principalul motiv. În familie începe dependența de pornografie. Pentru că mediul îi determină. Motive, mass media, evident, care popularizează relațiile intime ca ceva normal, chiar dacă sunt copiii prezenți, și prin publicitatea simplă deja. Presiunea culturii
contemporane, stresul și încercarea de a evada undeva din el și unde să evadeze în lumea virtuală. Da, tineri, familiști, bărbat care mi-a mărturisit că nu mai suportă cicălirea din partea soției. S-a retras în lumea virtuală. Dar motivul principal stă în cel domeniu spiritual. Pentru că omul care nu mai are frică de Dumnezeu, nu mai are frică de nimic. Omul care crede că Dumnezeu nu e tot prezent și în lumea virtuală, își va permite orice în lumea virtuală. De ce problema aceasta, zic, nu-i... Nu, să știți că nu ocolește relația în familie, nici de cum. Prea mulți sunt robi. Am citit iarăși o statistică. Bărbații se uită mult mai des la aceste site-uri murdare decât o fac femeile. Pentru că, vedeți, sensibilitatea la vedere e mai mare la bărbați. Bărbații sunt mai sensibil, dacă vreți, la privire, femeile la conversație. Ce să facem? Nu-i deloc simplu. Nu sunt soluții magice. Nu există un praf pe care să-l iei și să rezolvi problema. Mă opresc totuși aici să vă spun câteva gânduri pentru cei care sunteți tentați sau deja dependenți și vă este în pericol familia, relația cu soția în special. Primul pas care e valabil în orice situație de dependență e mărturisirea, recunoașterea. Până nu recunoști dependența, până nu recunoști că ai o problemă, nu există soluție. Alt pas. Dar unii, nici măcar acest pas, nu sunt în stare să-l facă. De curând mi-a scris un tânăr, bărbat. Mi-a scris un mesaj în care îmi sugerează că are o problemă cu pornografia, dar problema lui este de mult timp și e căsătorit. E lucrător în biserică. Vrea să scape. Dar mesajul lui nu pomenește niciodată problema lui. Doar evaziv, ca eu cumva să deduc. Și am scris înapoi. Scriu care e problema. Vreau să văd că ai înțeles că știi să o numești. Până nu o nominalizezi. Nu înseamnă că nu o înțelegi. Nu vrei să scapi de ea. Al doilea pas, după recunoaștere, este să depistezi sursa acelui păcat. Ia uită-te în urmă să vezi când a început-o. Du-te în urmă. A fost o influență a unui prieten? A fost o întâmplare nefericită? A fost o învățătură creștină? Pentru că sunt și să știți, frați care sunteți în fruntea bisericii, există învățători care diluează foarte mult problema aceasta. Și spun, da, e o chestie de refulare, e o chestie normală, de orice bărbat, mai ales câte vreme ce stă în familie, așa, e bine. Sunt care învață așa ceva. Până nu depistezi sursa păcatului și îl numești. Nu poți elimina sursa ispitei. Poate s-ar putea să descoperi
s-ar putea să descoperi că problema a fost în liceu. Majoritatea bărbaților și fetelor neatenți în perioada liceului au avut parte de așa numitele cazemate ale satanei, cum spunea un predicator. Diavolul își face niște cazemate în mintea noastră. Cazemata e o întăritură, un loc foarte greu de distrus. Dar din cazemata aia cucerește alte părți din creierul tău, din sufletul tău. Și o cazemată din asta a fost în liceu. Și nu mai scap de ea. Dacă asta este problema, trebuie să o recunoști. Următorul pas ar fi acceptarea unui mentorat pe termen lung. S-ar putea ca singur să nu poți face față. Ai nevoie de ajutor. Accept asta. Și un mentor, un duhovnic, să știți că nu rezolvă problema în 10 minute. Trebuie să ții legătura. Să te verifice. Să permiți transparență. Sinceritate. Am avut și situații în care pot consemna biruința Duhului lui Dumnezeu. Tineri, bărbați, care au fost eliberați de acest păcat. Slavă Domnului pentru acest. Da. Deci este posibil, indiferent de ce stadiu ai ajuns. Am avut situații foarte grele. Mi-era greu să citesc. Dar a trebuit. Dumnezeu a dat biruință. Nu în toate cazurile. Mai am câțiva care mereu îmi scriu, iar au căzut în păcatul acesta. Dar mai am încă un pas pe care ar trebui să-l facă oricine, mai ales dacă ești creștin. Și anume, să apelez la mijloacele harului pe care Dumnezeu ni le-a pus la dispoziție. N-ai nicio scuză că nu poți, nu știi. Ba, sunt la îndemâna tuturor. Și aceste mijloace ale harului sunt. 1. Cuvântul lui Dumnezeu. Eu cred în puterea cuvântului. Citește Scriptura mai mult. Când știi că ai o problemă în suflet, că ești dependent. Că ești dependent de jocuri pe computer, că ești dependent de pornografie, că ești dependent de muzică, rea sau de altceva. De chat-ul. Apelează la cuvânt. Cuvântul va lucra în mintea ta și în mintea ta. 2. Rugăciune. Roagă-te mai mult. Insistă în rugăciune. Combină-o cu postul. Pune o zi pe săptămână în care tu stai înaintea lui Dumnezeu și postești pentru problema ta. Până când nu rezolvă Dumnezeu, până când nu te eliberează, nu te opri. 3. Părtășia. E posibil pentru că te-ai izolat, pentru că nu dai socoteală nimănui de viața ta, niciunui grup, niciunei biserici. De aceea să fii un dependent, un pătimaș. Inițiază conversații cu cei din grup, cu cei care sunt apropiați. Te vor ajuta. 4. Fă un legământ nou cu Domnul. Un legământ de sfințire. Legământ cu ochii tăi. Scrie-l undeva. Semnează-l. Fă ceva. Dumnezeu vrea să vadă că e în serios această dorință de eliberare. 4. 5. Fă mai multe exerciții fizice. S-ar putea, pentru că suntem în domeniul trupului, s-ar putea aici să fie o problemă. Sedentarismul, lipsa de mișcare, lenea trupească favorizează aceste refulări păcătoase. Da, exersează mai mult, mai ales dacă ești bărbat tânăr.
Apoi, pune filtre în computerul tău. Există programe care te pot ajuta. Cumpără-le, nu costă mult, dacă e nevoie. Pune filtre, să te avertizeze. N-ai ce căuta acolo. N-ai ce căuta acolo. Și mai am încă un gând. Muzica. Muzica bună, muzica creștinească, muzica ziditoare. Mai ales pentru tine. O muzică curată, care te cheamă la laudă, la sfințire. Te poate ajuta în momente de încercare, de ispitire. Și lista ar putea continua, dar mă opresc aici. Cum vedeți, toate sunt aplicabile și pentru tineri, că de aceea mi-am spus și pentru ei, sunt aici prezenți cu noi. Dar și în căsnicie. Toate se aplică în căsnicie. La una din consilieri, între un soț și o soție, consilierul o întreabă pe soție, în fața lui, în fața soțului, cum te simți când știi că soțul tău se uită la alte femei, pornografie? Și ea a răspuns, ca și cum nu mă iubește. Expresia aceasta l-a dat peste cap pe el. A fost atât de puternică, pentru că el credea că o iubește. Dacă e problema lui privată. Domnul trebuie cu senzația asta. E problema mea privată. Dar n-ar nimic a face cu soția. O iubesc. Nu e așa. Pornografia îl rănește pe celălalt. Îți poate distruge relația. Cea mai dragă. Cele mai dragi relații. Îți poate distruge trupul. Mă opresc aici cu partea aceasta de verificare a priorităților în zona, în zona fizică. Ați înțeles, domnule? Verificați-vă prioritățile aici. Dai respect celuilalt. Te îngrijești. Știi că stai lângă cineva și așteaptă să-i arăți semne de respect. La ce te uiți? Ce porți? Când te îmbraci, te îmbraci pentru celălalt sau pentru alții? Pentru altele. Verifică-ți zona aceasta încă o dată. E primul domeniu. Al doilea domeniu. Este comunicare. Verificați-vă prioritățile în comunicare. Ce înseamnă comunicare? Înseamnă să împărtășești cu celălalt idei, sentimente. Să-l asculți pe celălalt. Uneori e suficient să-l asculți. Dar noi nu avem timp nici să-l ascultăm. E așa de ocupați. Dar cu cine să vorbească partenerul tău? Pentru că dai de chat-uri. Ai variantă. Te refugiezi în alții. Îți creezi conturi separate pe care nu le știe partenerul tău de viață. Ai prietenii tăi acolo, prietenile tale. Și un motiv poate fi acesta. Pentru că n-a găsit înțelegere la tine. Ți-ai neglijat soția, ți-ai neglijat soțul. În comunicare. De mult n-ați avut discuții ziditoare. N-ați vorbit ce simte celălalt. Ce planuri are, ce visează. Deși poți afla de la unii. Chiar noapte. Unii vorbesc în somn. Dar nu te baza pe acelea. Aia nu-i comunicare reală. Ce să verifici în domeniul acesta? Am și aici câteva gânduri practice, pentru că asta așteptați, nu?
gânduri cât se poate de directe. Primul meu gând este să dialogați zilnic. Să îți faci timp de dialog. Nu să fie un timp ocazional, circumstanțial, ci timpul de dialog să-l programezi tu. Să iei inițiativa să vorbești cu celălalt. Să lași toate deoparte. Să zici, hai să povestim. Cum ești? Ce mai faci? Care e situația? Spune-mi ceva. Da? E foarte greu, nu? Asta uneori. Nici nu te gândești că chiar așa de important este. Chiar așa o anecdotă drăguță, că doi soți aveau probleme de comunicare. Și el a decis, supărat odată, să nu mai vorbească cu ea 7 zile. Așa s-a supărat el. Nu mai vorbește. Și a doua zi el trebuia să plece dis de dimineață la servici și a lăsat ei un mesaj scris pe noptiere că nu vorbea. Și lasă pe noptiere să mă trezești la 5 ca să prind avion. Dimineața se scoală buiac, buimăcit, ora 8. Nervos. Se uită, găsește un bilet de la soție. E ora 5, trebuie să te trezești. Sunt soluții, să rezolvă aroganțele unor. Un prieten, pot să-l numesc, un pastor, mare om al lui Dumnezeu, Stuart Briscoe, unii îl cunoașteți, deosebit a fost și în România, într-o cuvântare de-a lui, a înșirat care sunt cele mai dificile afirmații între soț și soție în căsnicie. Sunt 4 expresii, afirmații pe care le spunem cel mai greu. Ele sunt, pe primul loc, am greșit. E greu să spun. O dai, o învârtești, poate că și tu ești de vină. Să spui, am greșit. Nu îți cade poleții, probleme, pierzi autoritatea, controlul. A doua expresie. Îmi pare rău. Și cu asta o recunoaște. Da, și aici, greu. A treia expresie. Nu știu. Asta mi-a plăcut. Pentru că noi știm tot. Noi dăm explicații la orice. Ne băgăm și la bucătărie. Și noi știm tot. Foarte greu să spui într-o zi, asta nu știu. Și a patra, te rog să mă ajuți. Asta m-a luat. Drept în inimă. Cum adică să-i ceri ajutor celuilalt? Păi nu de aceea sunteți împreună? Dar vedeți ce greu le spunem? Am greșit. Îmi pare rău. Nu știu. Iartă-mă. Aia e primul. Am greșit. În sensul de iartă. De aceea, comunicarea fără astfel de expresii nu va putea exista. Fără să nu-ți calci pe eu, n-ai cum să pretinzi transparență în comunicare. Dar e mai mult de atât. Când se cere să dialoghezi, trebuie nu doar să-ți faci timp, să fii creativ în subiectele de conversație. Să eviți plictiseala. Nu doar ce mi-ai făcut de mâncare. Ce la televizor. Da. Cam la asta se reduc conversațiile unor.
Și multe onomatopee. Deci se înlocuiesc cuvintele. Sau semne. Nu mai pot învăța câteva. Biblia spune în Efeseni, capitolul 4, versetul 29, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce l-aud. Să înveți să vorbești ziditor. Dar uneori celălalt nu vrea doar vocea ta, ci și brațul tău. Deschide subiecte. Caută subiecte comune. Citiți cărți împreună. Dați-vă la filme împreună, dacă asta îi ajută. Eu n-am prea știut lumea animală, așa. Lumea animală era o zonă necunoscută, multă viață. Dar soția mea, Tatiana, iubește animalele. Oh, mi-a adus și o mâță în casă. Eu fac alergie, au medicamente, dar de dragul ei nu am mâțe. Trebuie să accept. Și ne bucurăm împreună. Așa, am acceptat, în sfârșit, comunic, dar foarte puțin. Nu înțelegem mult ea. Doar din instinct. Gesturi, nu bine arăt. Acum, Tatiana îi place să se uite la Animal Planet, la National Geographic, la emisiunea acestea despre animale. De dragul ei a trebuit să nu mă uit la Trinitas, dar o voce evanghelică, dar nu, nu e televiziunea asta, Speranța, și trebuie să stau cu ea, să mă uit la Animal Planet, la lumea animală. Și am îndrăgit această lume. Cu ea, știa foarte multe părinții, ei au fost amândoi medici veterinari, știau foarte multe și e fascinant, adică m-a prins. Dar am văzut că atâta plăcere îi face. Câteodată stă și ea cu mine la meci. Numai până încep. Este. Știți că o să vă lipsească așa ceva? Foarte mult. Acestea sunt momentele de comunicare care sunt ca mortarul la o casă. Strâng relație. Vorbiți, comunicați. Și încă ceva, bărbați, frați bărbați, folosiți complimentele. Folosiți complimentele. Femeilor le place. Da. Despre asta altă dată. Există o listă, da? Cam ce trebuie să spui și ce să nu spui. Poate că aia, lista aia ce să nu spui ar fi mai bine să o știți. Da? Încă ceva aici vreau să vă spun. Petreceți timp separat cu celălalt. Cel puțin o dată pe săptămână ieșiți împreună. Chiar dacă e plimbare sau nu shopping. Cei doi au nevoie să stea ei doi. Să se plimbe. Să stea ei doi. Și copiii, să știți că sunt cu ochii pe voi. Am auzit odată o expresie de la o femeie. Soție. După ani de zile. Zice, m-am trezit, m-am uitat lângă cel de lângă mine. Care mă neglija, era în lumea lui. Și expresia mi-a rămas întipărită în memorie.
Și zice femeia aceasta, m-am întrebat, cine-i străinul ăsta în mine? Poți să ajungi să-l vezi pe celălalt un străin, când nu comunici. Deci ea investește, chiar dacă iei din resursele familiei. Cineva m-a învățat un lucru cândva, să nu fie teamă să cheltuiesc bani pentru amintiri. Foarte frumos. Să cheltuiesc bani pentru amintiri. Că va veni perioada a patra și a cincea când veți trăi din ele. Poze, cumpărături mici, gesturi, lucruri. Da. Aici aș fi vrut să vorbesc, dar este un subiect poate altă dată, despre conflicte în comunicare, conflicte în familie. Sunt foarte multe la nivelul limbajului și nu numai. Dar doar atât aș vrea să vă las, că trebuie să faceți deosebirea, măcar în familie, între conflictul care este pe principii și conflictul care este bazat pe detalii. Faceți diferența aceasta între cele două. Pentru că poți trece cu vederea când apar probleme minore, secundare. Să nu treci cu vederea atunci când apar probleme serioase. Dar majoritatea conflictelor noastre se datorează unor comunicări greșite, lipsuri, exagerări, din lucruri minore. Și unii exagerează, le amplifică, cum mănâncă, cum se îmbracă, gesturi jenante, știu eu, cicălirea copiilor, a face pe victima în fața copiilor. Dacă sunt elemente minore, probleme minore, lăsați-le acolo. Ele se rezolvă în timp altfel. Conflictul nu are voie să fie real decât dacă problemele sunt serioase, sunt probleme majore, poate de imoralitate sau de altceva. În rest, se așteaptă să vă acoperiți mai mult. Să vă îngăduiți mai mult. Dragostea acoperă totul, suferă totul, îndădăjduiește totul. Și această distinție între chestiuni majore și chestiuni minore, pe mine m-a ajutat enorm. Îmi venea să zic câte ceva, de exemplu, de ce ai făcut asta, dar tăceam, pentru că nu era o problemă majoră. Era o chestie de obicei, de exemplu. Un tabiet pe care l-avea și mie nu-mi plăcea. Pentru asta să deschid conflict. Ia vedeți, scuturați puțin istoria relațiilor voastre și veți vedea că foarte multe din nimicuri au apărut. Din nimicuri. Maturitatea înseamnă să discerni, să prevezi înainte, să știi să te oprești înainte. Da. Și unele vor dispărea de la sine. Al treilea domeniu, este domeniul emoțiilor. Verificați-vă aici prioritățile. Ei, în domeniul acesta putem vorbi multe, mai ales bărbații, pentru că noi nu prea suntem interesați de zona aceasta. Am observat ceva. Și eu am fost la fel. În prima mea căsnicie, eram tânăr, atunci la 23 de ani am căsătorit. Și uitându-mă în urmă, mi-am dat seama că în primii ani am fost egoist. Foarte egoist. Aveam micile mele planuri. Și soția mea a fost îngăduitoare și înțeleaptă. Dar putea ieși rău, pentru că dacă intri egoist în familie, dezechilibrezi,
provoci suspiciuni, iubirea de sine omoară căsniciile noastre. De aceea trebuie să ai grijă de emoții, cum le eșalonezi. Trebuie să-l cunoști pe celălalt, ați auzit de cuvântul empatie, da? Simpatie este când eu te simpatizez, dar nu se întâmplă nimic. Te simpatizezi de la distanță. Empatia este când mă pun în locul tău și vreau să simt ce simți tu. Mă pun în papucii tăi. Asta înseamnă empatie. Empatia e secretul căsniciei. Nu simpatia. Empatia este când, înainte de a face ceva pentru tine, gândește-te cum ceea ce faci tu îl afectează pe celălalt. Ia, și apoi fă ceva. Dar noi, vedeți, nu facem, ne gândim mai la noi. Empatia este să zic, bun, dacă vreau să ajung în carieră acolo, ce repercusiune are asta asupra copiilor mei, asupra echilibrului familiei mele? Asta înseamnă să empatizezi, să te gândești cum va afecta ceea ce fac familia mea. Incluzându-i pe copii. Nu mă refer doar la celălalt. Exercițiul empatiei e ca o disciplină a relației. Cheie a relației. Și atunci, dacă exersezi empatia, vei înțelege altfel pe celălalt. Vei înțelege că nevoia femeii, de exemplu, este de afecțiune, de conversație. Asta dorește. De deschidere, de onestitate. Noi, bărbații, avem alte lucruri. Să fim împliniți, să avem companie, ne uităm, să fiu cu cineva. Fel de sprijin domestic. Da? Spălat, mâncat, apretat. Da, femeia face. Dar motivația ei este alta. Trebuie să o înțelegi. O va face. Pentru că te iubește. Dar arată lucrul acesta. Văd mici gesturi de tandrețe. Nu trece pe lângă ea ca și cum e normal să le facă doar pentru tine. Arată că simți cu celălalt. Că te gândești la el. Ei, și aici venim în zona emoțiilor, la problema iertării. La acel cuvânt greu. Îți pare rău. Și cere iertare. E foarte greu să-ți ceri iertare de la celălalt, dar asta înseamnă că ai înțeles cum te-a iertat pe tine Dumnezeu în Hristos. Da. Știți cum? Noi nu iertăm pe celălalt. Adică și dacă spunem, na, te iert. Tu de fapt nu ierți, Dumnezeu iertă. Tu extinzi o iertare pe care ai primit-o de la Dumnezeu. Și când ierți, să o faci în toată smerenia. Nu pentru a-l inhiba pe celălalt și pentru a-l controla de atunci încolo. L-ai la mână. Când ierți, să ierți cu adevărat total. Pentru că ai înțeles cum ai fost iertat și tu. Citit despre o femeie în vârstă care și-a sărbătorit aniversarea 50 de ani de căsnicie. Wow. Și cineva a întrebat-o care a fost secretul. Și ea a zis, păi, zice, în ziua anunții am decis să fac o listă de 10 greșeli pe care, de dragul mariajului, aveam de când să le biruiesc. Să le trec cu vedere. Și femeia a fost întrebată, și care au fost aceste greșeli? De fapt, spunea, n-a făcut niciodată lista. Că ori de câte ori soțul meu făcea vreo greșeală, ziceam în mine însă, norocul lui că e una din listă. Drept. Drept.
Cam așa a procedat Dumnezeu cu noi. Iertarea, acordarea iertării, nu înseamnă manipularea relației. Împreună trebuie să înțelegeți. Și amândoi să înțelegeți. Că voi nu vă controlați zona asta. Dumnezeu ne-a iertat de atâtea ori. De atâtea ori ne-a iertat și tu nu poți să-L ierți pe partenerul tău de viață. Nu înseamnă să-ți îngropi frustrarea sau mânia. Nu înseamnă să nu-ți pese ce-a făcut celălalt. Înseamnă să-i cer lui Dumnezeu să-ți înlocuiască sentimentele de indignare, cele de iertare, de har, de dragoste. Să te uiți la celălalt așa cum se uită Dumnezeu la el. Aici, harul va birui. Și ultimul gând. A patra domeniu, cel mai important de altfel, este domeniul spiritual. Cum să-ți verifici relația în domeniul spiritual? Aici, cheia este să aveți obiective spirituale împreună. Mi-am propus, când m-am recăsătorit după 2 ani de văduvie, mi-am dat seama că nu e bine ca omul să fie singur. Subliniez omul, bărbatul mai ales. Și Dumnezeu mi-a dăruit-o pe Tatiana. Și mi-am propus de cum ne-am căsătorit. Să o implic cât se poate de mult în toate lucrurile pe care le-am și eu. Și așa mi-am făcut agenda, planurile, ca ea să fie cât mai mult cu mine, să fie implicată în lucrarea pe care o am eu în țară și în alte părți. Să o duc cu mine, să participe cu mine. Și până acum îi mulțumesc Domnului că așa a fost. S-ar putea ca aici să fie o ruptură, o schismă. Soțul s-o ia înainte, mult înaintea, în domeniul spiritual, înaintea soției. Nu ai voie. Dacă soția nu este cu tine, degeaba ești tu mult înainte. Arăți ca și la frații romi, i-am văzut. El era la 3 metri în fața ei. Și ea în spate, prunci. Cam asta e imaginea spirituală la unii. Ai luat înainte, tu studios, oh. Și ea cu, studiază bucătăria. Baia. Casa. N-ai voie. Trebuie să mergeți în tandem, în același ritm. Trebuie să-ți implici soția în lucrări duhovnicești. Căutați un teren comun. De curând am întâlnit o familie foarte drăguță, soție, care stăteau bine financiar. Și au fost într-o criză de relații. Aveau prea mulți bani, au fost. Asta crede. Da. Dar nu garantează, să știți că e echilibru. Și am stat de vorbă cu ei, mi-am dat seama că ceva nu e regulă. Nu aveau nici... N-aveau limbajul duhovnicesc. Nu vorbeau nimic de vreun proiect, ceva, în ce sunt implicați. Și le-am spus lucrul acesta. Voi zic, arătați ca doi oameni, nu împliniți, așa, dar fără obiective. Zic, vă rugați împreună, la masă. Zic, că când citesc împreună, nu. Nimic împreună. Fiecare avea serviciul lui, câștigau bine amândoi. Și le-am sugerat lucrare de filantropie, de lucrare socială. Uite, zic, în România există nevoia aceasta. Sate, biserici, orfani au nevoie de voi. Și după un timp m-au sunat și s-au hotărât, au ales o lucrare foarte frumoasă, așa. I-am întâlnit după aceea, altfel arătau. Zâmbeau, erau împreună, făceau ceva împreună. Investeau în ceva.
E cumplit să treacă an după an. În domeniul spiritual, să nu creșteți. Unul lângă altul vă atrofiați. Păi nu vă rugați, nu citiți, nu slujiți împreună. Ce faceți împreună? Strângeți bani. Trebuie să vă găsiți lucrări duhovnicești. Nu neapărat în biserică. Împărăția lui Dumnezeu așa de mare. Dar e inițiativa ta. Ia-ți soția de mână. Ești cap de familie. Vrei familia să stea împreună? Rugați-vă împreună. Citiți împreună. Slujiți împreună. Atunci veți avea și comunicare împreună. Da. Acum aș fi vrut să vorbesc ceva despre relația cu copiii în zona spirituală. Foarte pe scurt, doar. Mi-am notat. Cei care aveți copii. Câteva idei practice. Aveți interes în educația copiilor. Îngrijiți-vă de o educație serioasă, corectă, care să implice și trupul, și mintea, și sentimentul, și voința. Nu doar un singur domeniu. Frate, un păstor, care mi-a fost mie păstor în tinerețe, am învățat de la el, mi-a spus, mi-am propus, zice, ca pruncii mei să știe trei lucruri. Să știe engleză toți. Să aibă carnet de șofer toți. Și să știe la computer. Iar în vremurile acelea era foarte rar. M-am gândit. Uite, și-a propus niște lucruri foarte practice pentru iertați-mă, a fost altceva. Și să știe la un instrument muzical. Acum mi-am ales precis. Și toți au învățat pian sau vioară sau ceva. Toți au știut engleză. Toți conduc mașina. Dar au crescut mari. Unul a ajuns profesor universitar. Unul a ajuns undeva într-o firmă foarte înaltă. Toți. Și altcineva pe organizație. Deci, investiția în educație s-a văzut în timp. Și cred că e datoria noastră. Să încurajăm educația, să direcționăm copiii în educație. Da? Susanna Wesley, care a fost mama lui John și Charles Wesley, temetorul metodismului, a avut 17 copii. Era foarte strictă. O mamă strictă cu principii. Și ea avea un principiu. Să învăț copilul să se roage imediat ce știe vorbi. Mai avea un principiu. Să nu-i dau nimic când plânge pentru ceva, dacă nu este bun pentru el și numai dacă cere politicos. Am mai avut însă un principiu. Să-mi țin toate promisiunile făcute copilului meu. Și i-a îngrijit pe toți. Au ajuns toți credincioși, oamenii al lui Dumnezeu. Pentru că știu să-i educe bine. Deci asta e prima grijă ca prioritate. Educația. A doua, ai grijă de relațiile copiilor tăi. Sunt relațiile copiilor tăi bune, curate? Le știi? Uite, dacă te întreb, te rog să-mi spui 10 prieteni pe care are copilul tău. Poți să-mi spui? Ai are. Cei mai mulți sunt în virtual. Tu habar n-ai.
cu aia discută, ventilează ideile. Copiii trebuie să, părinții trebuie să aibă grijă de relațiile copiilor lor. Pentru că prietenii pot înlocui părinții foarte ușor. Influența din afară e fantastică. De aceea trebuie să știi cu cine ești copiii tăi. Cu cine vorbesc. Ce vorbesc. Ce învață. E datorie. Asta e a doua idee practică. A treia. Ai grijă de obiceiurile copiilor tăi. Pentru că obiceiurile se scot foarte greu de la un om, mai ales la un copil. Când vezi primele semne ale unui lucru rău, trebuie să intervii. Dacă vezi că pruncii tăi stau noaptea târziu și tu nu faci nimic, îți garantezi că acolo e o problemă serioasă. Pentru că nu stă noaptea târziu să citească Biblie. Să se roage. Stă noaptea târziu pentru că are o altă lume în care trăiește. Aia e lumea lui care se simte liber. Acolo poate fi oricine, dar acolo ispitele sunt fantastice. Ai grijă ce obicei are copilul tău. Trebuie să le știi. Și încă ceva aici. Ai grijă de viitorul copiilor tăi. Învață să se gândească din timp marile decizii, cum ar fi prietenia, căsătoria, slujba. Și cea mai mare grijă trebuie să fie legată de viața lui spirituală. Ai vorbit ultima dată cu copilul tău despre Dumnezeu. Într-o lume impregnată de tehnică, mai crede copilul tău că există Dumnezeu atât prezent, personal, iubitor, drept? Ce crede copilul tău despre Dumnezeu? S-ar putea să ai surpriza că deși vine cu tine la biserică, ca să nu te supere, el să nu creadă în Dumnezeu. Și asta pentru că n-ai făcut nimic. Să previi, să-l ajuți, te-ai ocupat, să-i dai lucruri materiale. Grija pentru suflet e numărul unu. De aceea, dragi părinți, rugați-vă pe nume pentru copiii voștri. Nu așa general. Rugați-vă și încă ceva. Să știe copiii voștri că vă rugați pentru ei. Amintiți-le totdeauna, chiar dacă pe unii deranjează. Că pleacă la școală, că vin, că pleacă în excursie, amintește-i că te rogi pentru ei. Roagă-te și lasă-i să știe că te rogi pentru ei. Să vadă preocuparea ta, suferința ta, dragostea pentru ei. Pentru voi, tinerilor, când aveți probleme în viață, roagă pe părinții tăi să se roage pentru tine. Fii sigur că o vor face cu drag și cu putere. Și nu poate fi protecție mai bună pentru un copil decât rugăciunea părinților. Zona spirituală aici, din nou la priorități, frate și soră. Cam știm ce avem de făcut. Dar vedeți, lucrurile elementare, am început să ne obișnuim cu ele, să zicem, a, este normale. S-ar putea să nu fie așa de normale în viața ta. Să crezi că acoperi așa, din rutină. Dar Dumnezeu vrea pasiune aici. Să vadă că, într-adevăr, în familia aceea, El este iubit cu pasiune, nu din rutină. Pentru asta trebuie să-ți verifici mereu prioritățile. Cum stai cu rugăciunea? Cum stai cu citirea Bibliei? Cum stai cu postul? Cum stai cu dărnicia? Cum stai cu părtășia frățească? Cum stai cu filtrele? Cu legămintele? Disciplina trupului? Toate acestea ne aparțin.
sunt la îndemână asta. Eu mă opresc aici, frați și surori. Am dat mult seara aceasta, în gândit. Că dacă mă invitați așa rar, am zis un acum ator, că cine știe când. A fost aproape o glumă asta. Nu se poate ca seara aceasta să nu fi primit ceva și tu. Un gând, un cuvânt, o idee. Poate chiar ai luat o decizie. Ce trebuie să schimbi în prioritățile tale? În domeniul fizic? În domeniul comunicării? În domeniul emoțiilor? Și domeniul spiritual. Acestea sunt patru domenii unde trebuie să ne verificăm prioritățile. Și eu vă îndemn să vă rugați domnului. Aș sugera chiar să avem un timp de liniște acum, un minut de rugăciune. Așa cum stăm toți, ne plecăm înaintea Domnului. Și stai înaintea Lui. Pentru că n-ai venit la întâmplare aici. Ai venit pentru că Domnul te-a trimis, pentru că ai avut o dorință să fii altfel, mai bun. Ce ți-a vorbit Domnul ție? În relația din familie, cum stai cu partea trupească? Ești curat? Cum stai cu privirea? Ai nevoie de ajutor? Recunoaște și cer. Domnul te va ajuta. Cum stai cu comunicarea? Vorbești doar de tine? Te gândești la celălalt? Ai luat vreo inițiativă? Îți pasă de celălalt? Empatizezi? Sau simpatizezi? Cum stai cu emoțiile? Când a fost ultimul gest de tandrețe pe care l-ai făcut pentru soția ta? Pentru soțul, pentru copii, pentru părinte. Cum ești în domeniul spiritual? Vă rugați împreună? Citiți împreună? Slujiți împreună? Aveți obiective? Stai înaintea Domnului și după câteva clipe de liniște, Tatăl Eliezer va chea. Yeah, just...